Bună, eu sunt Mimi. Bună, eu sunt Alexandra. Eu sunt David. Eu sunt Isaac. Eu sunt Elias. Iar eu sunt Andrei. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei. Ne bucurăm foarte mult că și voi sunteți alături de noi astăzi în această ediție. După cum vedeți, am ieșit din platoul de filmare, am alături de mine o echipă nouă de copii și ne aflăm la Agigea, pentru că astăzi vom vorbi mai multe despre păsări, despre migrația lor, despre inelare, despre cum le putem observa. Puțin mai târziu ni se va alătura și invitatul special pentru interviu, așa că acum hai să urmărim rezumatul acestei ediții, apoi revenim aici pentru jocuri și activități. Bună! Eu sunt Portocală și sunt nerăbdător să discutăm, să ne jucăm și să facem tot felul de activități practice sau experimente. La început, hai să stăm puțin de vorbă. Dragilor, acum este momentul primei părți a interviului și alături de noi este domnul Emanuel Baltag, ornitolog, doctor în biologie și coordonatorul acestei stațiuni de cercetare. Unde ne aflăm aici? Ne aflăm la stațiunea biologică marină, profesor dr. Ioan Borcea de la Agigea. Această stațiune aparține de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. A fost creată inițial, acum aproape 100 de ani, în 1926, pentru studiul Mării Negre. Pentru că Marea Neagră are ecosisteme foarte speciale. Este o mare relativ unică la nivel global, cu specii endemice, specii care trăiesc doar aici. Partea de biologie marină a mai scăzut în timp, mai ales în perioada guvernului comunist, când chiar stațiunea a fost luată de la universitate. Noi am reușit să o recuperăm în 1991 și acum încercăm să dezvoltăm tot mai mult partea aceasta de cercetare. Dezvoltăm și partea de cercetare terestră, practic studiul organismelor care trăiesc pe pământ, nu în apă. Și în felul acesta avem și prima stație de studiu a păsărilor din țară. Aceasta este prima stație care are activitate permanentă, adică suntem activi tot timpul anului. Avem studiul migrației de primăvară, când suntem activi de la 1 martie până la sfârșit de mai. Apoi două luni de vară este studiul perioadei de cuibărit, deci facem studii în perioada de cuibărit și atunci ne lăm o dată la 10 zile, se numește schemă cu efort constant, adică deschidem plasele o dată la 10 zile, în fiecare 10, 20 și 30 ale lunii. Nu avem inelare permanentă în perioada verii pentru că atunci am deranjat prea mult cuibăritul. Iar apoi de la 1 august începem din nou perioada de migrație de toamnă și încheiem la sfârșit de noiembrie. După care în perioada de iarnă avem iarăși 3 luni de inelare cu efort constant și inelăm tot așa o dată la 10 zile pentru că iarna sunt... Este un număr mic de păsări care trece și atunci nu ar avea rost să inelăm zilele. De curând știm că luna aprilie se aniversează ziua păsărilor și tocmai a fost de curând această aniversare. De ce sunt atât de importante păsările și observarea lor? Păsările, la fel ca toate organismele de pământ, sunt foarte importante pentru că ele ne asigură mediul în care trăim. Atunci când scoți un element, scoți o verigă din lanț, automat lanțul poate să se prăbușească. Din cauza aceasta este important să conservăm toate speciile de pe pământ. Putem să facem și o comparație, de exemplu, dacă vă gândiți la un hotel, în momentul când începi să scoți din hotelul respectiv, de exemplu, una din femeile de serviciu, scoți electricianul, scoți mecanicul, scoți instalatorul, recepționerul, la un moment dat lucrurile nu mai merg bine. Cam așa se întâmplă și în natură. Cu cât scoatem mai multe specii, cu atât lucrurile încep să nu mai meargă bine și toată presiunea cade pe umerii celorlalți. Și atunci celălalt pot să cedeze de la o zi la alta. În felul acesta e bine să conservăm practic toate. Nu sunt doar păsările importante, ele au fascinat omul prin capacitatea de zbor și din cauza aceasta sunt studiate de foarte mult timp și probabil că au cei mai mulți simpatizanți în lumea animală, dar trebuie să protejăm practic tot ce este pe pământ.
La ce să fim atenți atunci când vrem să le observăm? La ce particularități sau cum să facem să le identificăm mai ușor? Ca să le identificăm, este bine să ne cumpărăm un ghid de identificare. Sunt numeroase cărți, acum avem și în limba română cel puțin două ghiduri de identificare, destul de bine documentate și destul de bune pentru a putea să învățăm păsările, dar extrem de important este să mergem în natură. Nu putem să învățăm păsările doar din cărți, adică să stăm pe canapea și să citim, ci trebuie să luăm cărțile, să ieșim în natură, să ne uităm. Desigur, ne mai trebuie și un binoclu, pentru că de multe ori nu ne putem apropia foarte mult de ele și atunci, practic, putem să învățăm. Cu cartea în față, cu pasărea în fața noastră și cu binoclu la ochi este cel mai indicat. Facem acum o pauză să mai urmărim un alt material pregătit pentru voi, apoi revenim aici ca să continuăm interviul. Joacă, joacă! Hai la joacă! E vremea să ne distrăm, să învățăm și să ne jucăm împreună. Acum este momentul pentru un mic joc. Să vedeți ce v-am pregătit. Aveți acolo jos niște farfurii cu o imagine, cu o pasăre pe care am tăiat-o în bucăți să fie asemenea unui puzzle. Vă rog pe voi doi să rezolvați puzzle-ul acesta, pe voi trei puzzle-ul de acolo, așa ca o echipă, echipa A și echipa B, iar la sfârșit vom încerca să identificăm specia, despre ce specie este vorba și ne putem ajuta și de jetoanele acestea cu păsări care se numesc micul biolog. Start, joc! Da? Ce aveți voi acolo? Pițigoiul mare. Da, corect, e pițigoiul mare. Misiune rezolvată. Ia uite, și echipa aceasta a făcut chiar tot puzzle-ul și vă rog să căutați și voi pasărea. Știu că am văzut și pe undeva pasărea aia. Da, da. Ce ai zis tu, David? Este coțofană. Cum ți-ai dat seama? După ce anume? După coadă. Așa. Și după cap. Bun, ne-am uitat la culoarea cozii, la culoarea capului. Voi cum v-ați dat seama că este vorba de pițigoi mare? Noi ne-am dat, cel puțin eu mi-am dat seama că este un pițigoi mare, tot așa, după cap. Da. Și după corp, după partea asta galbenă de aici. Mulțumesc, Andrei. Adică eu l-am recunoscut din poza aia de acolo și arăta identic și super. Deci ai văzut că seamănă foarte bine cu poza din jeton. Super. Acesta a fost un mic exercițiu pentru a ne obișnui cu identificarea păsărilor după anumite particularități, cum a spus ei, desenul de pe burtă, după cap, după coadă, după culori. Dar nu ne oprim doar aici, ci e bine să mergem și în natură și să le căutăm acolo, să vedem cum le putem identifica, poate și după zbor, după cum se mișcă, după sunet sau după comportament. Acesta a fost primul joc, ne mergem mai departe la următoarea activitate. Bună, copii! Eu sunt Vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare, despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Vă propun ca acum să ne jucăm puțin cu fructele și legumele și să aranjăm două platouri în formă de pasăre. O să încercăm să facem un mic păun cu pară, struguri și afine și puțin morcov. Și poate o bufniță sau o altă pasăre asemănătoare cu alte fructe și legume. Eu am adus aici și mere, afine, fulgi de cocos, ardei, căpșuni, porumb dulce, morcov și brocoli și puțină pâine.
Nu știu dacă o să le folosim chiar pe toate. Voi puteți să luați ce aveți prin frigider, ce aveți în cămară sau în coșul cu fructe și să folosiți după imaginația voastră. Le luăm pe rând și vedem imediat ce avem de făcut. Prima dată aș vrea să fac corpul unui păun și voi tăia apara pe jumătate, examinez să văd cam ce formă ar fi mai potrivită, pe ce parte să tai. Cred că o să o tai așa. Și nu uitați, cei mai mici dintre voi, atunci când lucrați cu un cuțit sau cu un alt instrument tăios, să lucrați cu mare, mare atenție și sub supravegherea unui adult. Am plasat aici corpul păunului, aici va fi zona capului și voi avea nevoie de doi ochișori ca să stea, cred că ar fi bine să fac aici două fante micuțe. Iar pentru cioc și pentru picioare voi folosi niște felii de morcov din care tai o bucățică. Pentru coada aceea impunătoare, voi folosi boabe de struguri, sunt struguri fără sâmburi și voi tăia mai multe bobițe așa pe jumătate. Le voi plasa de jur împrejur, iar printre ele voi presăra boabe de afine. Este gata păunul, am adăugat, după ce am pus para și boabe de struguri, biluțe din acestea, bobițe de afine și bucățele mici de căpșune. Acum le dau la o parte și ne ocupăm și de următoarea farfurie, să vedem ce pasăre ne va ieși. Prima dată voi folosi buchețele mici de broccoli pentru a crea un fragment dintr-un copac și o ramură pe care să stea poate o bufniță sau o altă pasăre din familia aceasta. Apoi voi tăia din ardei, poate pâine și alte fructe și legume care să mă ajute să realizez chipul păsării dorite. Este gata, așa a ieșit și a doua farfurie în care am combinat fructe și legume. Este important să precizez că e bine să faceți aceste platouri exact înainte de a le servi, pentru că altfel se vor oxida bucățile tăiate și vor arăta neplăcut, probabil că o să-și modifice și gustul. Acestea sunt doar câteva idei, dar voi bineînțeles că vă puteți juca, așa cum spuneam și la început, cu ceea ce aveți prin frigider, în coșul de fructe, ce aveți la îndemână. Important este să vă folosiți creativitatea, imaginația, să aveți o alimentație sănătoasă și să vă bucurați de păsări, chiar și în forma aceasta, a fructelor și legumelor aranjate pe platou. Am revenit aici să aflăm mai multe despre migrația păsărilor de la Emanuel Baltac. De ce migrează păsările? Sunt mai multe motive pentru migrație, dar cele mai importante sunt hrana, pentru că multe din speciile care migrează se hrănesc cu insecte,
și atunci nu mai au ce să mănânce în perioada de iarnă. După cum știm, insectele nu sunt prea active, sunt extrem de puține insecte care sunt active iarna. Și cel de-al doilea este de temperaturile foarte scăzute, deci practic de factorul climatic. Temperaturile scăzute necesită un efort foarte mare a corpului să încălzească, să se încălzească și să susțină speciile să poată să trăiască. Și atunci ele caută zone mai calde, mai prietenoase pentru ele. Nu toate speciile de păsări migrează, o parte din ele rămân aici, sunt păsări sedentare, păsări care rămân în același loc. Iar în ultima perioadă, din cauza acestor schimbări climatice și a încălzirii climei, sunt mai multe specii care tind să nu mai plece pe distanțe lungi, să plece pe distanțe mai scurte sau chiar să nu mai plece deloc din țara noastră. Și în felul acesta ele își schimbă comportamentul. Nu trebuie să privim migrația ca fiind ceva total inert, adică care nu se poate modifica în timp. Uh-huh. Ele își modifică în decursul timpului, păsările și-au modificat traseele de migrație și acum le modifică, pot să migreze în anumite zone. Cam cât de departe pot ajunge? Păi, având în vedere că sunt păsări care cuiboresc în nordul Europei, să zicem pe insula Scandinavă, și pot să ajungă până la sud de Sahara, deci sunt câteva mii de kilometri, peste 10-12 mii de kilometri pe care pot să-i parcurg. Dar cum reușesc să se descurce pe aceste distanțe așa de lungi? Sunt și aici multe necunoscute, încă nu știm exact cum se orientează. Una din teorii este că se orientează după stele, practic cunosc bolta cerească și pot să se orienteze, la fel cum făceau marinarii odată, că acum folosesc GPS-ul, nu mai folosește bolta cerească. Se pot orienta după câmpurile magnetice ale Pământului, pentru că la nivelul ochiului au niște formațiuni magnetite cu ajutorul cărora pot să vadă câmpurile magnetice ale Pământului și în felul acesta pot să vadă traseele de migrație. Recunosc zonele de relief, adică tipurile de relief și zonele prin care au trecut și în felul acesta pot să vadă, să știe practic exact în ce zonă se află și să migreze. Sunt păsări care se orientează după miros, de exemplu porumbeii, care sunt specii pe care le știm și le avem pe lângă noi, unii chiar le creștem acasă, au miros foarte bine dezvoltat și pot să simtă mirosul cuibarului lor, adică a locului unde stau, de la 10-100 de kilometri distanță. Wow, nu știu. Deci sunt mai multe tipuri de orientare. Nu, după cum spuneam, migrația încă nu este 100% elucidată, încă studiem să vedem ce elemente folosesc. Cert este că sunt fascinante și mai ales că păsările de toate taliile, fie că vorbim de păsări de 5-6 grame, fie că vorbim de păsări de kilograme, pot să parcurgă aceste distanțe, pot să se orienteze și să ajungă înapoi în zonele de cuibărit sau în zonele de iernare tradițională. Dar voi, ornitologii, cum știți sau cum puteți să aflați distanțele și traseele pe care le parcurg păsările migratoare? Cea mai bună metodă este inelarea, aceasta pe care o folosim și aici la stațiune. Această metodă a fost adaptată la păsări acum mulți ani, peste 100 de ani. Și prin această metodă, practic, se pune un inel ornitologic pe picior. Este un inel din metalic, de obicei din aluminiu la păsările mai mici, din inox la păsările mai mari, care se atașează pe piciorul păsării. El are o greutate foarte, foarte redusă, practic nu incomodează cu nimic pasărea și în felul acesta putem să urmărim migrația, dar neajunsul sau partea limitativă a acestei metode este că pasărea trebuie reprinsă. Adică noi punem inelul aici, dar trebuie să fie altceva în Africa care să o prindă acolo și să ne spună codul. Pentru că aceste inele au pe ele țara din unde a fost inelată și un cod unic. Este un cod unic pentru fiecare individ. Sunt stații de inelare destul de multe în Europa, mai ales în Europa de vest, unde sunt zeci, sute de stații de inelare pe fiecare țară. În Europa de est sunt mai puține, iar în Africa sunt și mai puține. Motiv pentru care puzzle-ul acesta al migrației poate fi făcut destul de complicat și piesele din Africa practic ne lipsesc. Din cauza aceasta trebuie să inelăm destul de multe păsări ca să putem să adunăm date. Mai sunt și alte metode moderne, cum ar fi sistemele GPS, se pot atașa taguri GPS pe pasăre și pasărea respectivă pleacă și în felul acesta noi putem să urmărim din fața calculatorului fiecare pas pe care îl facem. Dar problema cu aceste
dispozitive GPS este că nu pot fi montate pe păsări de talie mică. Deci ele pe păsări de talie mare, să zicem undeva de la un porumbel, chiar de la un porumbel în sus, să zicem, ar putea să țină un astfel de dispozitiv. Dar la păsări de talie mică nu putem să montăm astfel de dispozitive și atunci ne rămâne doar această unealtă, inelarea, care este, v-am spus, destul de folosită, mai ales în vestul Europei și în America, unde sunt sute de mii de păsări inelate și care aduc date extrem de importante pentru a vedea migrația lor. Mulțumim! Să știți că mai multe despre inelare și practic cum se face acest lucru vom afla săptămâna viitoare în următoarea ediție, dar acum vă invit să facem o pauză, să mai urmărim un material, iar apoi revenim aici. Eu zic că ar fi bine să ne dezmorțim puțin. Sunteți de acord? Pregătiți-vă pentru jocul următor. Este momentul pentru un nou joc. Ce va trebui să faceți și voi dacă alegeți să vă jucați împreună cu noi e foarte, foarte simplu. În primul rând, aveți nevoie de câțiva prieteni. Eu am aici câțiva prieteni și vă rog să fiți împărțiți la fel în două echipe, cum ați fost la jocul de mai devreme, Alexandra și David, iar Isaac va fi în echipă cu Elias și Andrei. Cum vom face? Ne imaginăm că avem de parcurs un traseu așa cum parcurs și păsările când migrează. Cel care este dezlegat, care nu este acoperit la ochi, adică Alexandra și Elias, va trebui să-i ghideze pe cei din echipa sa, respectiv David și Isaac și Andrei, pe un anumit traseu. Cum vreți voi? Să nu fie foarte lung și să nu depășiți jaloanele portocalii ca să ne putem vedea, să rămânem în cadru. După ce parcurgeți acest traseu, să fie scurt, cam de maxim un minut, cei care au fost cu ochii acoperiți va trebui să-și dea la o parte legătura de la ochi și să refacă traseul doar din amintiri. M-am făcut înțeleasă? Da. 1. Ghizii conduc păsările oarbe pe traseul de migrație. Etapa a doua, păsările nu mai sunt oarbe, pot vedea și trebuie să refacă ele singure traseul. Atenție! Și cei care, tu de exemplu, va trebui să iei de mână pe amândoi. Okay. Și tu pe fratele tău. Start! Încet, 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 ca ei să aibă timp să se gândească. Vom putea să vă opriți, oi? Stop! Stop! Bun! Vă puteți da jos legăturile de la ochi și să refaceți traseul. Așa. Da, da, da. S-au descurcat? Da. Cum a fost la echipa voastră? Fratele meu a greșit puțin, dar cred că e ok. A respectat direcția cât de cât? Da. Dar nu în tocmai pe aceiași pași pe care ai făcut-o? Da. Cum a fost la voi? Ei chiar au făcut traseul care l-am făcut eu, adică s-au descurcat bine. Au respectat în tocmai indicațiile. Excelent. Ei, acum va trebui să faceți invers. Spune Andrei, ce ai vrea? Vreau să spun că deci chestia asta cu să ne ducem pe aici cu traseul, să fim atenți cei care ne duc, da. Că, de exemplu, știu că Elias ne-a dus într-un fel, ne lua pe mână și ne ducea așa pe spate, să avem grijă să nu ne lovim, să ne ducem pe undeva. Dar v-ați lovit de ceva? Nu, nu. Înseamnă că a avut foarte mare grijă, mă bucur că ți-a respectat dorința înainte de a o spune. Acum dați microfonul înapoi la mine, își pune legătura la cel care a fost ghid, iar ceilalți... Da, da, va trebui să cădeți de acord asupra unui traseu, asta poate fi la mine, și start!
Gata, poți să-ți desfaci legătura, Alexandra? Vino înapoi lângă mine. Că de aici ai plecat și refaci traseul. Și David? Perfect, auzi! E bine pe acolo? Da, e bine, e bine. E rău? No. Vezi că ai trecut de ceva, așa. Bravo! Și bravo, bravo, e bine! Și acum pe aici. Bravo, bravo, bravo! Ai făcut-o bine, bine, bine. Cum s-a descurcat Alexandra în echipa voastră? S-a descurcat foarte bine. Cum vă place mai mult? Să fiți pasărea oarbă care migrează sau să fiți ghidul care îi conduce pe ceilalți? Pasărea oarbă, deoarece pentru că pentru ghid e foarte ușor și să fii ghid e cumva doar trebuie să îl să e duci mult mai cineva. Distractiv sau mult mai e mult mai solicitant? Distractiv să fii tu să cumva să dezlegi un mister, să zic așa. Mersi. Vouă cum vi s-a părut? Sunteți de acord cu el sau? Da, de acord, de acord. Mie mai mult să fiu pasărea oarbă. Și mie îmi place mai mult să fiu pasărea oarbă. Oh, vă mulțumesc pentru că mi-a spus lucrul ăsta. Încheiem aici jocul, înainte de a vă îndemna și pe voi să-l puneți în aplicare, să vedeți cum e să fiți o pasăre oarbă sau poate chiar un ghid și să învățăm mai multe despre migrație, căci după cum vedeți, nu e chiar ușor să ții un traseu, să-l respecti, însă păsările reușesc să se țină de trasee de mii de kilometri. Este un lucru extraordinar. Haideți acum să mergem mai departe și să aflăm și alte lucruri interesante despre păsări. Am auzit că vă plac foarte mult activitățile practice, așa că v-am pregătit un alt tutorial. Fiți foarte atenți la toate etapele de lucru, apoi puneți și voi ideile în aplicare. Este vremea să mai facem ceva practic și am pregătit acum un cuib din acesta pentru păsări, un cuib artificial care seamănă cu o scorpură. Este realizat din lemn și este natur, adică lemnul nu este finisat, așa că e numai bun pentru pictat cu vopsea din aceasta ecologică pe bază de apă, vopsea fără miros. Iar la final o să și lăcuim cu un lac transparent, tot pe bază de apă, astfel încât lemnul să aibă o durată mai mare de viață. În plus, vom mai avea nevoie de pensule de diferite grosimi, poate un burețel din acesta sau un burete de la spălat vase, niște bețișoare de urechi, autocolant sau bandă adezivă, creion, marker șervețel, farfecă și la alegere puteți să vă jucați și să încercați folosind și alte materiale din cele pe care le mai aveți pe acasă. Acum, hai să trecem la treabă și să vedem ce vom avea de făcut la fiecare etapă. Prima dată aș vrea să scriu aici bine ați venit și deja am conturat puțin cu creionul. E bine să folosiți creion pentru că în cazul în care mai greșiți, dați cu guma și se șterge destul de bine. Aici, în zona aceasta, aș vrea apoi să mă joc puțin cu fâșii de autocolant și să le lipesc ca și cum ar fi bucăți de cărămidă, să formez așa un desen ca de cărămidă, iar apoi cu pensula să pictez niște ramuri cu frunze și flori pe care le voi face mai târziu cu ajutorul bețișoarelor de urechi. Înainte să încep să lucrez cu vopsea, pregătesc toate materialele necesare dintr-un astfel de autocolant care se poate găsi la magazinele de bricolaj. Am tăiat fâșii late cam de un centimetru. Iar acum voi juca nu pe toată suprafața, ci creez câteva porțiuni în felul următor. Dezlipesc deja partea din spate a autocolantului, foa aceea de protecție, nu de tot, ca să nu mi se lipească și să creeze bucle pe care nu le voi putea folosi mai târziu. Și așez prima parte, tai,
las puțin spațiu și în continuare mă joc ca și cum aș pune cărămidă după cărămidă. Am terminat de lipit cărămizile, dar în momentul în care voi veni cu vopsea și cu burete, în zona aceasta va ieși așa ca un contur neplăcut, de aceea mai pun o bandă care să-mi protejeze marginea aceasta și să se vadă frumos. O să continui și pe partea aceasta să izolez toată zona din jurul cărămizilor. După ce am terminat de izolat, acum urmează să pictez literele și apoi să dau cu buretele în zona aceasta. Pentru litere voi folosi o pensulă foarte subțire și voi lucra așa cât de finuț pot, doar cu vârful pensulei. După ce se usucă foarte bine, voi îndepărta autocolantul din zona aceasta în felul următor, iar pentru fragmentele mai micuțe, care deja s-au lipit și sunt acoperite de vopsea, mă voi ajuta de un băț de frigăruie, o scobitoare sau un alt instrument asemănător. Urmează acum să pictez ramurelele, încerc să fac și niște frunze, tot așa ramurile cu o pensulă subțire. Iar pentru flori vă arăt imediat cum vreau să fac. Ne imaginăm că aici este zona în care vor veni florile. Iau 3 sau mai multe bețișoare de urechi pe care le țin împreună la același nivel, iar apoi le voi înmuia așa în vopsea, nu multă vopsea, și pur și simplu apăs. Și merg mai departe după cum doresc să fie desenul meu.
Sunt gata, am terminat de făcut și cărămizile și scrisul de sus, ramura cu flori și câteva frunzulițe. Aș putea să continui cu modelul acesta de cărămiz și pe stânga și pe dreapta, să fac poate mai multe ramuri și să le dispun și în alte zone. Acoperișul apoi să-l fac verde închis, ca în modelul obișnuit, și la final neapărat trebuie cel puțin o mână, dacă nu două mâini de lac, pentru a trata lemnul și pentru a rezista mai bine în timp. Sper că v-au fost de folos aceste idei și m-aș bucura să vă jucați și voi cu pensulele, cu vopseaua aceasta ecologică și cu bucățile de lemn pentru a le înfrumuseța. Și dacă alegeți și să decorați un astfel de cuib, cu atât mai mult vă faceți o bucurie și vouă, dar și familiei de păsări care vă alege să cuibărească în acest cuib decorat chiar de voi. Bună copii! Eu sunt Bruno și acum sunteți la rubrica O idee pentru sănătate. Iar alături de noi este doctor Alexandra Voicu. Ne bucurăm să te vedem, Alexandra! Bună, Bruno, și mă bucur foarte mult să ne revedem. Să știi că n-am uitat ce am discutat data trecută. Le-am spus deja colegilor mei și am înțeles. Da, au părut destul de înțelegători. Nu, n-au mai râs de mine. Mă bucur. Dar mai am întrebările acelea despre sănătatea ochilor. Ce alte afecțiuni ale ochilor mai necesită purtarea de ochelari? Și cum se numesc acestea? Că am mai văzut și alți colegi care poartă ochelari de vedere. Și cu siguranță nu toți poartă pentru aceeași problemă pe care o ai și tu. Asta așa da, e. Da, unii poartă de mult timp și de abia acum am observat. Există foarte multe probleme pe care putem să le avem la nivelul ochișorilor și să știi că, uite, cele mai frecvente patologii pe care le cunoaștem la nivel ocular sunt, de exemplu, miopia. Cu siguranță ai mai auzit de termenul ăsta, poate pe la bunici sau la oamenii mai mari. Ceva al asta meu? E ceva al tău dacă te gândești că tu poate ai miopie și trebuie să porți ochelari, da? E o patologie în care, practic, ochișorul tău nu vede foarte bine la distanță, da? Și trebuie să porți ochelari. Mai există o afecțiune care se cheamă hipermetropie și asta presupune că tu nu vezi foarte bine de aproape și îți trebuie ochelari. Și mai există ceva ce le adună așa pe toate, se numește astigmatism și înseamnă că vezi neclar atât de aproape cât și la distanță. Uite, ca să dau un exemplu, eu de exemplu am un astigmatism. Eu port ochelari pentru că văd neclar atât de aproape cât și de la distanță. Și mi-am dat seama de asta când eram foarte, foarte mică, cam de vreo 3 anișori, pentru că mă duceam foarte, foarte aproape de televizor la desene, să știi. Interesant! N-am mai auzit de acești termeni. Sunt niște termeni care sunt așa un pic mai complicați, dar e important să-i cunoaștem și să știm că sunt cele mai frecvente patologii pentru care purtăm ochelarii. Bolile pe care putem să le facem la nivelul ochișorilor sunt mult mai multe și nu toate necesită purtare de ochelari. Și cu siguranță și tu te-ai mai trezit poate în unele dimineți cu un ochi mai roșu, mai inflamat, care poate te mâncați, venea să te scarpini așa toată ziua. Da, bine, sau uneori curgea. Sau uneori curgea, exact. Ei bine, astea sunt conjunctivite, cu toții mai facem conjunctivite. Și atunci când trecem prin asta, e foarte important să ne curățăm bine ochișorii. Pe lângă faptul că dimineața bănuiesc că și tu când te trezești te speli pe față, da? Primul lucru pe care îl faci pe față, pe dinți, înainte să pleci la școală. Aici mă spăl bine pe ochi, uneori doar pe ochi, că zice mama, du-te și spalte pe ochi. Păi, dar mai dau și pe restul feței. Foarte bine. Asta face parte tot din sănătatea ochilor noștri, da? Trebuie să avem grijă de ei, să-i și curățăm, nu doar să purtăm ochelari sau să avem grijă cât timp petrecem în fața ecranelor, bine? Da, să știu că mai am o întrebare. Spune. Ce anume se rezolvă cu ajutorul acestor ochelari și ce nu se rezolvă? Păi uite, cele trei boli despre care am vorbit noi la început se rezolvă cu ajutorul ochelarilor. Lucrurile care țin de un ochișor mai roșu, un ochișor care curge, poate un ochișor care s-a umflat, care are o altă culoare. Ei bine, astea sunt probleme care nu se rezolvă cu ajutorul ochelarilor și de cele mai multe ori dacă încerci, de exemplu, să faci tu ceva acasă, de exemplu, doar să cureți ochișorii mai bine și vezi că nu trece, indicat ar fi să faci o vizită la medicul oftalmolog, da? Ca să verifice că totul e în regulă, că vezi bine și că nu e ceva de altfel care poate să însemne că tu trebuie să porți ochelari. Bun, bun, am înțeles. Atunci așa o să fac, o să am grijă de ochii mei
și în caz de problemele astea pe care le-ai spus, să mă duc repede neapărat la medic. Atunci când nu mai vezi bine, o să mergi la oftalmolog. A, deci nu care oftează, nu oftează, oftalmolog. Da. Aha, uite câte lucruri noi învăț de la tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai învățat și să știi că săptămâna viitoare o să mă gândesc la alte întrebări. Ne vedem și săptămâna viitoare cu tine, da? Cu mare plăcere. Mulțumesc. La revedere și la revedere, copii! Am revenit aici pentru a treia parte a interviului. De data aceasta să aflăm ce se întâmplă cu păsările când se întorc din migrație. Mai întâi, după o lungă călătorie, trebuie să-și refacă resursele de hrană, adică să se hrănească în așa fel încât să aibă suficientă energie pentru a putea să se apuce de cuibărit. Odată ajunse, ocupă teritoriile de cuibărit. În cauza aceasta este o cursă contra cronometru. Cei care ajung primii ocupă cele mai bune teritorii, bineînțeles, iar următorii ocupă ce rămâne. Asta în cazul în care nu se războiesc între ei ca să fure unul altuia teritoriu. Pe acest traseu al migrației, de multe ori rămân fără hrană și atunci pentru a-și putea reface sursele de energie, de multe ori consumă polen și o să vedem foarte multe păsări murdare la cioc de galben, pentru că consumă polenul de la flori, pentru a putea să acumuleze foarte repede resurse. Apoi se apucă de construit cuibul. O parte din specii își construiesc ele cuibul, altă parte se folosesc de cuiburi construite de alte păsări, de exemplu cele care cuiburesc în scorburi. Cele mai multe nu își construiesc ele scorburile, ci iau scorburile rămase de la cioconitori sau, în cazul în care acestea nu există și oamenii sunt suficient de darnici să le pună niște scorburi artificiale, le folosesc pe acele. Am văzut și la voi aici mai multe cuiburi artificiale. Pentru ce specii ați montat? Da, la noi sunt în special pentru pițigoi mare, pentru pițigoi albastru și pentru vrabii de câmp. Aici, la malul mării, din păcate, nu sunt foarte multe specii care cuibăresc. Sunt foarte multe specii care migrează, care trec pe aici, dar care nu rămân și pentru a cuibări. Mă refer la speciile, în special la speciile care stau în scorpuri. Am pus pentru a putea să le ajutăm, pentru că arborii pe care avem aici sunt destul de tineri, nu sunt arbori bătrâni care să permită scorburilor naturale sau ciocănitorilor să sape foarte multe găuri. Atunci când instalăm un astfel de cuib artificial, care sunt aspectele de care trebuie să ținem cont așa pe scurt, în așa fel încât să avem și șanse ca acestea să fie ocupate? Este foarte important să respectăm dimensiunile necesare. Adică fiecare specie are nevoie de anumite dimensiuni, atât la cutie, la corpul cuibului, cât și mai ales la orificiul de intrare. Dacă punem un orificiu foarte mare, atunci ele nu vor considera sigur acea scorbură artificială și nu vor intra să cuibărească acolo. Dacă punem unul foarte mic, atunci nu vor putea să intre acolo și atunci nu au cum să-l folosească. Deci este foarte important acest aspect, dimensiunile cuibului, dar iarăși este foarte important să vedem și unde îl punem. Dacă îl punem în soare permanent, atunci probabil că ele se pot supraîncălzi și din această cauză nu vor putea să-l folosească. Sau dacă îl punem într-o zonă extrem de umbroasă, va fi rece în perioadele mai reci. Deci depinde foarte mult de locul pe care l-am plasăm și de dimensiunile pe care le are. Toate acestea sunt prevăzute deja în ghiduri pe care le putem folosi pentru a fi o rată de succes cât mai mare. Mulțumim mult pentru informațiile din această ediție și îți mulțumim pentru că vei fi alături de noi și săptămâna viitoare să continuăm discuția și să aflăm și mai multe lucruri interesante. Cu mare drag! Așadar, dragilor, nu uitați că săptămâna viitoare ne întoarcem aici, la Gigea, ca să aflăm mai multe despre păsări, despre migrația și inelarea lor. Însă acum vă invit să facem o scurtă pauză, să mai urmărim o rubrică, iar apoi ne vom întoarce pentru a încheia această ediție. Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul! Dar, pentru că îmi place să descoperă tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante,
vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică. Pentru această rubrică am ales două obiecte legate tot de păsări și anume un cuib artificial pentru păsări sălbatice de la Hortieco și de la editura DPH avem cardurile acestea cu jetoane despre păsările sălbatice din seria Micul Biolog. Iar acum haideți să le luăm pe rând și să povestim în detaliu despre fiecare în parte. Cuibul acesta pentru păsări sălbatice este un cuib artificial care imită într-un fel scorburile de lemn și pot fi instalate mai ales în zonele în care nu mai sunt arbori groși și arbori scorburoși, pentru că păsările au nevoie de un spațiu în care să cuibărească. Orificiul este foarte potrivit pentru speciile țintă, cum ar fi pițigoiul sau alte specii cu diametru asemănător și în interior spațiul acesta va fi umplut cu material cum ar fi iarbă, uscată, mușchi, puf, pene, în așa fel încât să se creeze aici un mediu confortabil pentru puiuți, așa cum s-ar întâmpla într-o scorbură naturală. Iar după ce trece perioada de cuibărire, toamna sau iarna, este necesar să se desfacă această ușiță și să se facă o curățenie în interior. Se poate agăța pe ziduri sau pe trunchiuri de arbori la înălțimea indicată în fișa cu instrucțiuni, însă să fiți foarte atenți că atunci când vreți voi să vă construiți un astfel de cuib sau să achiziționați unul, să vedeți care este raportul dintre orificiu și volum. De exemplu, dacă ar fi un cuib, bine, nu atât de mic, ci de dimensiunea aceasta, dar cu un orificiu foarte mare, cum este cel pe care l-am aici, ar fi bun doar de obiect decorativ, doar să înveselească grădina noastră. Pentru că, uitați, bețișorul le încurcă pe păsări și poate constitui un punct de sprijin pentru prădători, să se sprijine acolo poate un șder, o pisică sau alți prădători. Și în plus, dacă orificiul ar fi atât de mare, ar putea intra poate o pasăre mai mare, dar nu ar avea loc să adune suficient material cât să creeze un cuib confortabil, pui iar ieși imediat din cuib. Sau dacă ar avea un volum foarte, foarte mare și un orificiu mic, potrivit pentru păsările mici, ar fi necesar să adune foarte mult material și atunci nu ar mai avea energie ca să depună și ouă, pentru că ar trebui să adune material cam până pe la nivelul acesta să poată apoi ieși puii când sunt suficient de mari. Așadar, cuibul acesta de la Hortieco și jetoanele din seria Micul Biolog de la editura DPH. Acestea sunt foarte utile pentru a identifica păsările comune pe care le întâlnim, mai ales că este un format așa micuț, prietenos, poate fi ușor introdus în buzunar și când suntem în natură sau poate chiar acasă, dacă avem o grădină în fața blocului sau în fața casei, în momentul în care zărim o pasăre, merge repede, luăm jetoane și ne uităm. Parcă seamănă cu un porumbel. Ne uităm și la detaliile de aici și vedem dacă într-adevăr este pasărea aceea sau nu. Un cuc sau un uliu porumbar. Avem detalii legate de lungime, de hrană, reproducere, unde își face cuibul și multe, multe alte informații, atât pe partea aceasta cât și pe verso. Găsim alte specii de păsări care se regăsesc și care pot fi văzute destul de ușor în natură. Jetoanele acestea de la editura DPH, din seria Micul Biolog, împreună cu acest cuib artificial de la Hortieco, pot fi ale voastre prin intermediul concursului nostru. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare duminică din lună organizăm un concurs pe pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei. Îi rugați pe părinți să intre acolo, să găsească și să comenteze la postarea de concurs, iar apoi voi intrați automat în tragerea la sorți. Vă aștept pe toți să vă înscrieți și vă doresc mult, mult succes! Vouă
vă plac cutiile? Mie da! Însă acum am o întrebare. Ce se află în cutia curioșilor? A sosit momentul să aflăm care sunt cuvintele cheie din această ediție. Dacă am avea niște bilete pe care să scriem aceste cuvinte cheie, ce cuvinte ați alege și de ce? Coțofană. Coțofană, de ce? Deoarece a fost pasărea principală la acel joc cu puzzle-ul și... Și tu ai recunoscut-o imediat. Îți mulțumesc. Ia să vedem. Cine continuă? Da. Pe oricare. Important e să ziceți. Pițigoiul. Pițigoiul, corect. De ce ai ales pițigoiul? Fiindcă îmi place cum arată. Da, are un colorit foarte frumos și o pasăre pe care o putem întâlni și în grădini, în parcuri, chiar și aici, în centrul acesta de cercetare la Gigea, am filmat-o noi puțin mai devreme. Așa că să fiți cu ochii în patru, s-ar putea să mai vedeți un pițigoi. Un cuvânt de la Alexandra? Îmi plac foarte mult păsările și am ales cuvântul pasăre. Foarte bun și exact subiectul acestei ediții. Îți mulțumesc, Alexandra! La Elias? Drum, fiindcă în jocul ăla, în al doilea joc a fost vorba despre drum. Corect, și să avem grijă la ce drum ne alegem, cum îl parcurgem și să învățăm și de la păsări cum se descurcă ele la o asemenea călătorie. Te rog. Migrație, pentru că la jocul, tot așa, la al doilea joc, a fost vorba mai mult despre migrație. Corect, migrația da, păsărilor da, da. Și eu când am fost pasărea oarbă, cumva mi-am imaginat de parcă eram o pasăre care migra și trebuia să țină și să se orienteze foarte bine da, în spațiu. Și da. Prima oară mă gândeam când era, dacă aș fi o pasăre, ar trebui să am foarte multe locuri astea, cum le zice, foarte multe... Repere? Repere, da. Repere în foarte multe zone și să le cunosc perfect. Și... Corect, ai mai mare dreptate. Da. Îți mulțumesc. Îmi place și migrație, îmi place și drum și pițigoi și coțofană și, bineînțeles, pasăre, că tot vorbim astăzi multe, multe despre păsări, despre migrație și despre inelarea lor. Dragilor, ne oprim aici cu această ediție, dar vă invităm și săptămâna viitoare alături de noi, când vom continua acest subiect, tot cu echipa de 5 copii care a fost astăzi împreună cu mine. Și nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru că ne-ați fost astăzi alături, vă mulțumesc și vouă pentru că ați venit și că m-ați ajutat la jocuri și la cutia curioșilor și echipei tehnice și vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici, la Căsuța cu Idei!